vezi cât e de bine. Ziua bună! 23, Dienel! 23! Ha! 23, Dienel! 23! Neschimbată? Sunt neschimbată, dar... Ziua bună! Mai e schimbată, dar mai frumoasă! Mult mai frumoasă, mai sec, nici nu m-am mai uit în stânga. Bine ați venit! Salut, Călin! Salut, talentul! Luați un loc! Mi-ai dat tot orezul ăsta în cap! 23 de ani de când vă cunoașteți, Diana. 23 de ani de când Diana se lansa în cariera muzicală, nu? Stai, mai puțin, era 1996 la Mamaia. Știi că noi nici nu conștientizam atunci treaba cu cariera muzicală? Pentru noi a fost așa un fel de joacă perpetuă. Lucru ce l-am și regretat la un moment dat. Eram la concert la Turda, ultimul nostru concert. Mamă, tu știi și unde a fost ultimul concert? Ultimul concert la Turda. Timp. Păi da, mă, dar m-a bușit mare, plâns 30 de minute. Ah, bravo, da, da, minte, da, s-a plâns, da, da. Am plâns 30 de minute. Nu a anunțat nimeni că e ultimul concert. Nu știu de unde am simțit. Nu mi-a zis nimeni, nu sponsorul, nu nimeni, nu nimeni. Mm-hmm. Nu știu ce am simțit. M-am așezat în culise și 30 de minute au zis oamenii că am luat top pe alte câmpii. Ce are ăsta, mă, de plânge? Le-am zis, fraților, azi a fost ultima oară. De-abia atunci eu începeam să conștientizez faptul după ce că... cântasem la orgă. Da, după ce cântasem la orgă de biserică, da. Cântasem la orgă între probele de sunet și concert. M-am dus la orga de biserică care era exact peste drum de Casa de Cultură. Am cântat Bach la orgă, a fost o stare superbă. Și concertul și după aceea am zis... Asta s-a terminat. Asta pentru a ști noi că îl stăpânește și pe Bach, așa, întreacă, ne-a spus-o. Îl stăpânesc pe Bach, fiindcă era în lanțuri acolo, nu? Cântam la orgă și pe Bach îl stăpâneam, erau și chestii chiar a diferite. Fost ultimul concert? Ultimul ever. Domnule Octavian Usulescu, vreau să vă întreb, o am colegă pe Diana de aproape de un an și ceva. Spuneți-mi... Te invidiez. Mulțumesc. Hai că zic și eu același lucru. Da, invidiez, da, da, așa, nu? E. Spuneți-mi cum era Diana când ați cunoscut-o prima oară. Din Brașov, parcă, nu? Din Brașov, da. Subțirică, frumoșică. Da. Ți-am dat la lansarea cărții Titus Munteanu. Am scris despre ea atunci. I-am păstrat articolele sperând să o reîntâlnesc într-o zi. Și asta s-a întâmplat în seara când am lansat cartea despre Titus Munteanu. Am fost foarte impresionat că ați fost aproape toți. Cât am putut. Un fenomen. Uh-huh. Și atunci, cu directorul editurii Pro-Universitaria care a editat cartea, am pus la care un nou proiect. O carte care se va chema Fenomenul Școala Vedetelor. Nu cred așa ceva. Despre voi. Mulțumim, da? Dacă Tavi, sunteți mulțumim. De acord. Mulțumim, Tavi. Fiindcă într-adevăr joacă aceea a fost sigur, pentru că fiecare a spornit, necunoscuți, tineri, frumoși, talentați, v-ați afirmat, toți reprezentați ceva în showbizul autohton. Toți, actori, cântăreți, compozitori, instrumentiști. Cât timp a durat proiectul atunci? Și știi ce e mișto de subliniat? Cât a durat? Puțin, 2-3 ani. Nu, 4 ani. Știi ce e mișto de subliniat? Fiindcă percepția publică era cumva în direcția că, vezi, Doamne, numai copiii care vin din familii de muzicieni au acces la Școala Vedetelor. Nici vorbă. Oricine. Familia bine, la mine s-a întâmplat cumva că sunt. N-a fost dintr-o familie cu aspirații mari muzicale, nu știu ce. Familia Mădălinei, de exemplu, de la Școala Vedetelor, la fel. Familia, mai zi-mi, a Nicoletei de la... Care venea de la Sinișoara. Familia lui Nadine. Alice. Da. Nimeni avea și așa mai departe. Nu erau mari legături neapărat cu muzica în familiile lor. Cam 30-70% era procentul în defavoarea celor care veneau dintr-o familie cu istoric muzical. 4 ani a durat chestia asta. Mă pot mândri că am acționat și eu, știi cum e în fotbal, scouter, ăștia care caută talente. I-am recomandat și eu lui Titus câteva, pe Alice Bursuc, pe Cătălina Toma, pe Carmen Pop, pe care le văzusem la festivaluri de muzică ușoară. Talentate, frumoase, da, moderne, i le-am trimis. El urma acum să spună dacă și-au funcționat. Mai ales Alice și Carmen, mult timp în trupa voastră de bază. Alice și Carmen au fost din prima până în ultima emisiune. Stai puțin. Noi? Ia zi, la o mamaia copiilor, nu? Exact. La o mamaia copiilor. Uitați-vă la el, n-avea barbă. N-avea barbă. Atâtica era... Aurel Manolache m-a pus așa în chip de profesor pentru 4 tineri prezentatori, mm-hmm, batalionul de mâine. Era Florin. 17 ani de atunci. Cine mai era de la amici? Băiatul Leo Ion. Așa.
Sabrina Manoliu, Sabrina, care era îndrăgostită de Florin. E, nu, păi... că mai sunt încă vreo 6.000 de fete, deci nu, atunci, atunci, așa, și mai era o fetiță creață și eu făceam textul, le scriam, repetam cu ei, singura cu care nu puteam lucra era Sabrina, tot timpul sorbea din ochi pe Florina, zic, Sabrina, uită-te la mine, la sală. Nu mai scotea un cuvânt, până aici știu, te prefaci că nu știi. Ce talent are băiatul ăsta, la ce talent și ce valoros e, cum să nu-l soarbă din ochi? Pe cuvânt acum, iar după... din generația de acum, nu, din generația de acum este cel mai talentat muzician, după părerea mea, cântă la tobe, pian, chitară, voce. Pe mine mă impresionează și de câte ori am ocazia să-l văd, mă uit cu gura căscată, nu chiar ca Sabrina, și nu cu gândurile ei, dar l-admir mult, mult, mult. După mult, cum îl auzi, aștept momentul când o să-l cooptezi informația ta, să-l transferi lui. Transfer pe 10 milioane de euro, adică un transfer. Dar trebuie să fur mult până atunci și n-am de gând. După ce am fost la mama mea copilor, tot Titus Munteanu m-a cooptat într-un proiect foarte frumos. A fost primul meu proiect ca prezentator atunci, o emisiune la TVR, numai cu Acordul Minorilor se chema, tot produsă de Titus Munteanu. De unde Titus, și acum, de unde au ieșit Liviu Teodorescu, Alina Eremia, atunci a fost prima emisiune în care ne-a pus pe toți la exact, un exact, pentru că Titus a făcut numai cu Acordul Minorilor, Televiziunea Copiilor, a făcut o groază de emisiuni, ultima lui emisiune, 8 într-o barcă, adică emisiuni, proiecte proprii, asta am subliniat. El nu cumpăra formate. Da, tot ce a realizat a fost din capul lui, a fost gândit, inclusiv ultima emisiune importantă odată în viață, care a fost tot proiectul lui. Acum se cam cumpără formate, nu comentez, sigur că da, dar eu cred că și noi românii putem, avem capetele noastre, putem să gândim, să creăm. Cum a fost Școala Vedetelor, cu care ați luat trofeul la Montreux, premiul întâi. Și la noi a fost un mic buton import acolo, știi, fiindcă era un show în Italia. În Italia. În Italia, da. Dar nu era pe structura Școlii Vedetelor, da. Adică mie îmi plac lucrurile clar spuse, ok, ne știm istoricul, slavă Domnului, în câțiva ani de carieră am luat disc de aur, am câștigat Montreux în 1996. Ce se întâmpla la Montreux acolo? La Montreux a fost, nu că miracol, la Montreux noi ne-am întrebat de ce ne prezentăm când am văzut ce producții de televiziune erau acolo din toată lumea. Adică era un concurs de producții. Da, concurs de producții TV. Era un film austriac, istoria Queen. Dai Best seama, of Queen, toată Mariah istoria Queen. Joe Cocker, Cindy Lauper, UB40. Da, noi am concurat. Școala Vedetelor. Școala Vedetelor. Dai seama, din România. Ce căutăm noi aici? Ai pe bune, nu vedem mai bine și noi un meci acasă. Domnul au apreciat originalitatea și directoarea BBC, foarte cum tare. Chea O'Connor, nu știu cum, e pe YouTube. Călin Giambașu l-a învins pe Freddie Mercury. Hey, cam asta e ideea. A scos imediat, avea un titlu foarte, foarte bun. Știi care a fost fata mișto? Că unii care se mai iau de mine, ai mă, ești tu grozav, ai făcut tu. Nu, noi acolo am fost un colectiv. Noi, practic, colectivul și formatul emisiunii, echipa, a obținut acel titlu. Multă lume acel nu mai înțelege titlu, chestia asta cu echipa. Titlu. Totul este individual, totul... Nu. Noi acolo însemnam noi. Mm-hmm. Nu era... Și de asta erați puternici. De asta, auzi, da. Căline, că aici e o emisiune mai vioaie. Că Titus vă spunea mereu, fiți caioși pe explozie. Fiți era, da. Povestește-mi... Cum a fost, în cartea am relatat evenimentul, mi se pare că Mădălina... Ce ai făcut tu la Cerbul de Aur când te-ai tăiat, te-au păcălit Mihaela? Ce a fost ce de fapt atunci? Eram. Deci, înainte să intrăm pe scena Cerbului de Aur și mai aveam și presiunea faptului că înaintea noastră cântau Two Unlimited. Deci, dai seama, na. Și noi copii veneam după Two Unlimited. Și ne-a apucat pe holurile hotelului să facem pogo. Pentru cine nu știe, cântare, pogo. Înainte de cântare, tată, da, înainte de cântare. Florin de la clas, Titi, Despot, Lulu și cu mine. Și am început să ne aruncăm unii în alții. Nebunie totală. Și Florin de la clas, care e mai solid, a intrat în mine și mi-a mușcat limba. Și limba, prin limbă circulă cel mai mult sânge posibil, da. Și urma să cântăm într-o oră. Era plin
și roaie. Sânge, și roaie. Și roaie. M-am dus până la scenă, m-am dus până la scenă. Nu s-o oprea. Mai erau 20 de minute să intru pe scenă. Trebuia să cânt Don't Let the Sun Go Down on Me cu Lulu. Ia, uite ce piesă frumos. Și Don't Let the Sun Go Down on Me. Don't Let the Blood Go Down on Me. M-am dus urgent, deci m-au luat, nu s-a mai putut, la un cabinet de stomatologie și m-au cusut pe viu. Oh! Repede-repejor ca să pot Repede-repejor și am intrat pe scenă. Pastele ții minte. Da, mișto de tot. Lulu, trebuie să fac o precizare, Lulu este Laurențiu Niculescu, adică directorul muzical de la multe producții de la Antenă, pe care îl aplaudăm. Lulu e ca și, Lulu e ca și fratele meu, el când a venit în școala vedetelor, erau condiții grele în anii 90, nu aveam nimic din ce este astăzi aici, nici canapelele astea colorate nu existau. Erați cam cu hainele voastre. Eram cam cu hainele noastre, mai cum se putea. Mai o șubă când mai plecam la bran, dar cam atât. Lulu a stat cu mine în dormitor, în casă cu mine, 6 luni de zile când s-a mutat în București. Și după aceea s-a mutat la o foarte mică distanță, cât să ne putem vorbi cu niște walkie-talkie-uri, că telefoane nu erau. Vulturul către pițiponc, bagă de aici, nu mai știu cum era. Așa, da. Tu râzi, Diana, dar cum fugeați voi pe geam din hotel la discotecă? Zi, Diana, asta nu spui. Îmi pare rău, eu nu spui. Sigur, tu n-ai fost. Ea n-a fost. Eu n-am fugit. Era singură pe vremea aia. Mă scuzați că întreb. Nu e vorba, dar eu n-am fost. Eu am intrat în școală ceva mai târziu și multe dintre amintirile pe care Călin le-a spus astăzi. Dar Titus a vrut și o fată cu minte. Asta e. Nu, a vrut și o fată cu minte, dar n-a găsit-o pe ea. Dar nu m-a găsit pe mine. Nu, mulțumim, Tavi, că ai scris cartea asta despre Titus. Da, bine ai făcut. Îi mulțumim și lui Călin că a reușit la un moment dat să facă un spectacol în memoria Marina Olinescu. La anul de ziua ei va nu plecăm va așa. Pentru că școala vedetelor... Faci un spectacol? Hai să termine, da. Școala vedetelor a fost la Belle Époque. A fost epoca de aur a televiziunii românești cu premii. V-am adus aici în dar fiecăruia o colecție de cărți poștale la Belle Époque cu clădiri celebre din București, realizate de Asociația Culturală Regal d'Art. O să vedeți, sunt niște picturi, cărți poștale, puteți să le trimiteți și prin poște, deși s-ar putea să nu mai ajungă la destinație. Le scanăm și le trimitem pe mail. Școala vedetelor la Belle Époque a televiziunii române, de acum 20 de ani. Vă mulțumim frumos, Octavian Ursulescu și Călin Giambașu.